Cei doi bărbați s-au cinstit toată noaptea, dar în zori și-au amintit că au avut cândva un conflict. S-au certat, iar unul dintre ei a pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt de mai multe ori. Victima s-a târât până în curtea casei. Polițiștii secției 3 de poliție rurală Bârlad efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc agresiunea asupra bărbatului. În funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale, se va face și încadrarea juridică a faptei. Bărbatul a fost descoperit chiar de către mama sa în stare de inconștiență, care a sunat la ambulanță. Pacientul în vârstă de 50 de ani este victima unei agresiuni fizice, prezentând plăci multiple aproximativ 14 pe abdomen, torace, membre superioare. Agresorul are 42 de ani, are antecedente penale și este cercetat acum de polițiști.